Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Milioane de persoane din întreaga lume se confruntă la ora actuală cu infertilitatea. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, o persoană din șase va avea probleme de fertilitate de-a lungul vieții. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce e de făcut, aflăm dintr-un interviu realizat cu conferențiar dr. Nicolae Poiană, medic primar obstetrică ginecologie, coordonatorul centrului FIV Sanador. Materialul a fost realizat într-una dintre sălile de proceduri de la centrul FIV Sanador. Domnule doctor, aș vrea în primul rând să ne spuneți ce este de fapt infertilitatea. Acum, întrebarea poate să fie luată în două sensuri. În sens strict științific sau într-un sens al unei discuții așa între două persoane. Strict științific putem să spunem că un cuplu se poate plânge de o problemă de fertilitate în situația în care, după un an de zile de coabitare nerestrictivă, și mă refer la un cuplu în vârstă reproductivă, nu obține o sarcină. Este însă o notație aici. Dacă pacienta, partenera cuplului, are 35 sau peste, acest interval de toleranță, să zicem, de așteptare, se scurtează mult, la 6 luni de zile. Poate ar trebui să explic ce aia coabitare nerestrictivă, pentru că este un termen cam așa, nu este scos ca dintr-o definiție, ca dintr-o lege, și ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba, sunt niște condiții. Cuplul trebuie să locuiască împreună, pentru că dacă el este în Spania la căpșuni și ea este în Anglia la IT, s-a terminat, nu? Și trebuie să fie perfect sănătoși și trebuie să aibă, general vorbind, și trebuie să aibă cel puțin 3 relații intime pe săptămână. Pentru că viața, să zicem, reproductivă a gameților, și când spun gameți, lumea ar trebui să înțeleagă spermatozoizii masculini și ovocitele feminine, deci viața lor reproductivă de posibilitate de fertilitate este relativ scurtă, un 48 de ore, așa încât dacă doamna respectivă are ovulație lunea și relația intimă se petrece vinerea, luna respectivă e ratată, poți să uiți. Deci asta ar fi, să zicem, ca o definiție cumva detaliată științific. Dacă este să discutăm despre infertilitate, sunt multe persoane care evident nu respectă aceste criterii și, în definitiv, la un moment dat vin și spun: doctore, știi ceva? Eu m-am hotărât să. Și asta e. Deși, poate până în urmă, cu o lună, două, trei, au luat diverse măsuri de contracepție, și când spun contracepție nu mă refer numai la pilulă, sterilet sau alte chestii. Sigur, există multe metode de, să zic așa, evitarea unei sarcini nedorite. Da, se întâmplă și asta, să vină. Știți, ne-am hotărât să... Domnule doctor, spuneți-ne când ar trebui să ajungă un cuplu care își dorește un copil și nu reușește să obțină o sarcină, când ar trebui să vină la un specialist? E foarte greu să spun eu când, legat de ce discutaserăm mai devreme, adică definiția infertilității, e foarte clar. În mod obișnuit, lucrurile se întâmplă așa. Un cuplu ajunge într-o anume situație, o să vorbim poate mai târziu, și parcă ne lipsește ceva în familia asta, ia să vedem, hai să facem un copil. Și atunci, evident, lucrurile pornesc de la un ginecolog. Se duc la un ginecolog și aici aș vrea să subliniez un pic și să atenționez, să rog colegii de breaslă. În clipa în care un cuplu se adresează cu probleme de
fertilitate unui ginecolog, desigur că acesta poate să facă tot ce consideră că ar putea să ajute cuplul respectiv. Dar ideea cea mai bună este să îndrume cuplul respectiv către un medic cu pregătire în reproducere umană asistată medical, deoarece această, să zicem, particularitate, de fapt, este o supra-specializare care necesită un timp, necesită să înveți niște lucruri, necesită să aprofundezi niște cunoștințe de endocrinologie, de embriologie, poate niște cunoștințe de mai aprofundate de fiziologie ale aparatului genital, niște cunoștințe mai aprofundate în legătură cu interrelațiile hipotalamo-hipofizo-ovariene și așa mai departe. Deci, și evident să înveți proceduri specifice reproducerii umane asistate medic. Din această cauză, din asta, în principiu, sigur, după ce eventual la dorința domniilor lor fac o estimare, o evaluare, este bine ca să îndrume cuplul respectiv către, cum spuneam, un medic specialist în reproducere asistată, umană asistată medicală. Există și anumite simptome care ar trebui să pună cuplul pe gânduri înainte de a trece acel an în care nu obțin sarcina? Aici mă refer în primul rând la femei, dar și la bărbați. Bine, aici putem să, sau ca să zic așa, alunecăm un pic în cauzele infertilității conjugale, a cuplului, mai corect. Este foarte greu de spus. În mod obișnuit, oamenii sunt antrenați de viața asta pe care o trăim cu toții atât de tumultoasă, încât mă zic, ups, da, parcă stai nițel că nu s-a întâmplat, oare de ce? În mod obișnuit nu există un semnal de alarmă altul decât că, trăind împreună și așa mai departe, observă la un moment dat că nu se întâmplă. Sigur că există situații particulare, de exemplu în cauzele de infertilitate masculină, unde uneori pot să fie citate disfuncții, dificultăți erectile. Asta e ceva, cum să zic eu, vizibil. Da? Și evident, sau cine știe ce altă patologie descoperită cu ocazia unei investigații, cum spuneam, de către un ginecolog la o pacientă, la parteneră, cum ar fi, să zicem, eu știu, leziune endometriozice, da? Pe care le descoperă la examene de rutină sau pur și simplu pacientul face un examen andrologic și să găsește un varicocel, un hidrocel sau alte. Da, v-am spus, discutând despre treaba asta, despre o eventuală simptomatologie, intrăm deja în cauzele infertilității. În mod normal, cuplurile nu se prezintă pentru că îi doare ceva sau nu știu, ci pentru pur și simplu faptul că într-un oarecare interval de timp nu obțin o sarcină. Dar, de exemplu, la femei, menstruațiile neregulate, multe femei au încă din tinerețe și probabil că un ginecologul lor curant nu le evaluează potențialul fertil. Ar fi cazul să se gândească că ar putea fi la un moment dat expuse infertilității? Păi și aici discutăm despre mai multe probleme, intrăm tot așa în niște amănunte. Pentru că menstruațiile neregulate, ca să zic așa, în mare, le putem împărți în două, pe înțeles public, menstruații mai frecvente și menstruații mai rare. Fiecare dintre aceste situații au, evident, o explicație patologică. Cele mai frecvente au anumite tulburări
ovariene și respectiv hormonal ovariene, celelalte de asemenea, în cazul unei spaniomenorei, adică o menstruație care întârzie și 3 săptămâni și o lună și poate și mai bine, foarte probabil că putem să discutăm despre ovare polimicrochistice. Deci, sigur, există un semnal de alarmă atunci când o femeie are o menstruație neregulată. Dar, în mod obișnuit, asta nu face persoana respectivă, nu face pacienta să se prezinte direct la un medic cu competență RUAM, reproducere umană asistată medicală. Ați menționat câteva din cauzele infertilității. Ne puteți da și alte exemple de situații care pot duce la infertilitate, atât la parteneră cât și la partener? Bun, hai să sumarizăm un pic ca să nu vă închipuiți că sunt tratate despre treaba asta așa. La parteneră ar fi cauze hormonale, hipofizare și ovariene, care pot să fie testate prin anume dozări hormonale făcute în anume intervale ale ciclului menstrual. Și cu asta îți faci o idee în legătură cu funcția hormonală a ovarelor, dar trebuiesc investigații imagistice, cel puțin ecografie transvaginală, pentru aspectele patologice structurale ale ovarelor. Cu ocazia asta, eventual, imagistic se pot vedea stări patologice ale trompelor uterine, care sunt un al doilea focus de interes pentru investigația în probleme de fertilitate. Sigur, aici sunt mai multe metode, toate sunt imagistice, fie că ne referim la histerosonografie, fie că ne referim la histerosalpingografie. Sigur, imaginile cele mai complete și posibilitatea de a interveni, dacă este cazul, o reprezintă laparoscopia. Laparoscopia, să zicem, exploratorie cu cromotubație, care arată și permeabilitatea și structura și funcționalitatea pe cât se poate tubară. Al treilea punct de interes este corpul uterin, atât prin structura mușchiului uterin, care trebuie să fie perfectă, că altfel avem alt soi de complicații în viitor, cât și prin pregătirea mucoasei uterine, a endometrului uterin, care trebuie evaluat în sensul pregătirii lui pentru a fixa, pentru a prinde și a fixa un embrion în cavitatea uterină, unde să se dezvolte ulterior și să ajungă bebelușul care se naște. E foarte important, foarte important, pentru că dacă endometrul nu este bine pregătit ca să fixe, este un chimiotactism, e o atracție, nu știu, dragoste la prima vedere, da? Să zicem așa, între embrion, e o discuție întreagă, umorală, mă rog, poate și de alte chestii, nu mă bag aici, care determină alipirea și fixarea embrionului de endometru. Dacă nu se plac, nu se întâmplă, da? Și se întâmplă ceea ce se cheamă avortul menstrual. Toată lumea a auzit de chestia asta, uneori se face și prea mult asta. Al patrulea loc de interes este colul uterin, care trebuie și acesta să fie normal, deoarece colul uterin are o funcție foarte importantă și anume secretă glera cervicală, mucusul cervical, care are niște funcții nebănuite, toată lumea aici, e un mucus acolo. Nu, nu e adevărat. Mucusul acela are niște structuri diferite în funcție de momentul ciclului menstrual și el devine permeabil pentru spermatozoizi
în momentul ovulației. Adică sunt niște transformări și acolo foarte importante, deci colul și el trebuie să fie perfect sănătos și cu asta așa în mare, să zicem, evident, dacă nu sunt niște malformații anatomice vizibile, și cu asta am cam terminat cu, în mare, repet, problemele feminine. E, la problemele masculine, astea, întâi de toate vreau să spun că dacă, să zicem, acum vreo 40 de ani, pentru că problemele de fertilitate au existat decât lumea, nu? Și decât sunt ginecologii. Dar hai să vă spun așa, în urmă cu 40 de ani, dacă problemele masculine erau undeva la un 15%, acum e extrem de frecvent, problemele cuplului sunt 50-50. De ce? Calitate proastă a spermatozoizilor, în special prin număr, mobilitate și progresivitate și prin forme anormale. Asta, cum să vă zic, afectează foarte serios, adică asta este rezultatul unei spermograme proaste. Cauze multe. Întâi de toate ar trebui să, așa, ca să zic, ca o chestie anecdotică, dacă vreți, că prea multă știință ne doare capul. Anecdotic, pe suprafața corpului unui bărbat sunt două puncte reci, vârful nasului și testiculul. Testiculul, dacă nu este apărat de căldură și să stea la 35 de grade, nu produce spermatozoizi cum trebuie. Pentru asta are un întreg aparat, acolo niște plexuri venoase, nu știu ce, ca radiatorul de la mașină, dacă vreți. E, în sfârșit, leziuni ale testiculului, cum ar fi un hidrocel, cum ar fi un varicocel, sau ale canalelor de evacuare ale spermatozoizilor, epididimar și așa mai departe, leziuni ale prostatei, ale veziculelor seminale, toate acestea pot să determine spermogramă proastă, uneori chiar cu azoospermie, adică lipsa completă a spermatozoizilor în proba respectivă, și iată cauze. Obișnuiesc să-i întreb pe parteneri, dar tu oreion ai avut în copilărie? Toată lumea se uită așa, și ce legătură are oreionul din copilărie? Are, pentru că oreionul, cum se numește popular, e produs de un virus, se cheamă virusul urlian. Și ăsta are, ca să zic așa, obiceiul prost să atace testiculul și poate să determine forme de infertilitate masculină. Ați menționat o serie de investigații asociate cu cauzele infertilității. Pe lângă cele menționate, există și alte teste speciale care se pot face, teste mai sofisticate? Evident. Mă rog, așa, pentru cunoașterea generală, nu știu dacă este, desigur, unui cuplu îi se pot face și investigații genetice, cariotip. Dar asta nu înseamnă neapărat că, eu știu, totul este transmisiv, sau nu înseamnă neapărat că persoanele care au probleme de fertilitate au probleme genetice. Nu. Și de altfel există și probleme genetice care n-au niciun fel de legătură cu reproducerea. Exemplu, uite, vă dau trombofilia. Trombofilia are niște mutații genetice care afectează coagularea sângelui. Punct. N-are nicio legătură cu fertilitatea. Da? Deci nu neapărat. Sigur că se pot face niște teste, dar astea discutăm în situația în care avem o investigație negativă în legătură cu
cauzele, adică poți să mergi mai aprofundat, poți să studiezi mai aprofundat sperma, poți să vezi anticorpi antispermatozoizi și așa mai departe. Sigur, poți să vezi fragmentarea ADN-ului spermatozoizilor. Sunt niște, de asemenea, sigur că și embrionii pot să fie investigați din punct de vedere genetic. Evident că asta e investigarea, dar mă rog, nu e chiar acum subiectul cu investigarea embrionilor. Deci există și investigații mai amănunțite și mai profunde legate în particular de fiecare cauză a astea. De exemplu, să vă spun, dacă la o investigație hormonală găsim o prolactină mare, sigur că o să trimit pacienta respectivă să facă un RMN hipofizar, să vedem dacă nu are un adenom hipofizar care trebuie tratat. Deci, din aproape în aproape, investigați cauzele pentru a oferi cea mai bună soluție personalizată. Dacă ar fi să mă exprim așa mai pe înțelesul tuturor, să zicem, cuplul infertil reprezintă trunchiul unui copac și după aceea investigațiile, ramurile, de la mari până la mici, până la frunze, adică să merge în mare, mare amănunțime cu multe, cu zeci și zeci de... Sigur, putem să studiem într-o astfel de situație și existența unor afecțiuni autoimune, dar nu se face asta în mod, cum să zic, uzual. Da? Adică sunt niște criterii care de altfel și alcătuiesc dosarul unui cuplu care solicită o consultație în reproducere umană asistată medicală, adică în infertilitate pentru ei. Și de acolo pornind, dacă găsim niște stări patologice care trebuiesc investigate mai în profund, sau, poftim, îi se găsește o endometrioză. Sigur, aici există o mare discuție. Unii zic că trebuie operată, alții că nu, și, mă rog, în sfârșit. Dar există, cum să vă zic, pași mai departe. Și acum, la final, aș vrea să ne spuneți câteva sfaturi pentru cei care își doresc să devină părinți pentru a-și îmbunătăți fertilitatea. Sau măcar prezerva fertilitatea. Mi-e foarte greu. Pentru că am să spun lucruri care nu sunt plăcute. Întâi de toate, tinerii din ziua de astăzi ar trebui să o lase mai ușor cu alte activități, să zic și eu, mai mult sau mai puțin distractive și nu știu ce, să gândească mai serios, să-și întemeieze o familie, să se gândească și la carieră și la bani și la de toate, dar în același timp să aibă în vedere că ceasul biologic merge numai într-o singură direcție, nu se întoarce niciodată și cu cât trece timpul, cu atât, cum să spun, scade șansa, scade posibilitatea de a avea un copil pe cale naturală. Eu sunt absolut de acord că lumea a evoluat, că pacientele, partenerele au absolut tot dreptul să ajungă și în funcții de conducere, să câștige foarte mult, să aibă o dinamică foarte mare, să meargă săptămâna asta la New York, săptămâna cealaltă la Sydney, după aceea la Tokyo și așa mai departe, numai că la un moment dat ar trebui să se gândească și că reproducerea a fost lăsată să se întâmple pe o anume perioadă de timp. Cu cât se depășește treaba asta, cu cât se depășește timpul, cronologia asta,
cu atât devine mai... Și am să și spun de ce. Întâi de toate, doamnelor, dumneavoastră trebuie să fiți foarte atente, deoarece bagajul de celule reproductive pe care îl aveți la dispoziție este bagajul cu care vă nașteți. Și din acesta consumați tot timpul. Hai să spunem că este un consum pe care nu îl putem controla și nici nu îl putem lua în considerare până în momentul adolescenței, dar din momentul adolescenței, din bagajul, din cohorta aceea, în fiecare lună se consumă celule reproductive, în fiecare lună, astfel încât la un moment dat este ca și cum ai avea un depozit la o bancă și iei de acolo tot timpul, dar nu mai bagi nimic, se golește, nu? Cam așa se întâmplă cu trecerea timpului. Momentul, să zic așa, de ruptură cumva apare după 35 de ani. Deci mare atenție. Spre deosebire de asta, și să nu mă certați, doamnelor, nu sunt misogin, dar trebuie să vă spun că bărbații din adolescență și până la moarte, cu un ritm între 60 și 90 de zile, adică în medie 74 de zile, schimbă generația de spermatozoizi. Tot timpul schimbă generația de spermatozoizi. Că mai buni, că mai așa, că mai leneși, că mai vioi, că mai mulți, că mai puțini, dar ei tot au. Pe când la dumneavoastră, doamnelor, lucrurile sunt, ca să zic așa, definite. Și din cauza asta, trag acest semnal de alarmă, vârsta este foarte importantă. Mă trezesc destul de des cu paciente dincolo de 40 de ani, unde rezerva ovariană estimată, hormonal, ecografic și așa mai departe, este aproape în imposibilitate de a fi lucrată, de a putea obține ceva. Mulțumesc frumos! Cu plăcere!